Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bun găsit la România în realitate! Sunt Dana Maxim și vreau să urmărim astăzi drumul banilor în buzunarele noastre, în conturi, în tranzacții profitabile. L-am invitat astăzi alături de mine pe Cătălin Chivu, analist în piețe financiare. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Mulți dintre noi sunt rupți de această zona a tranzacțiilor, a capitalizărilor, dar tot ce se întâmplă acolo creează practic un rulaj de miliarde, nu-i așa, pe care le regăsim la un moment dat în economia reală, cea care ne afectează pe noi toți. Cum vin acele sume? Cu siguranță investițiile pe piețele de capital sau pe piețele financiare generează fluxuri de bani care se mută dintr-un sector în altul, dintr-o piață în alta, în funcție de condițiile de moment, în funcție de tendințele de moment. Să nu uităm că acum trăim în ultimii ani, începând în special cu anul trecut, o eră, o perioadă a dobânzilor minime, da? A dobânzilor chiar zero sau negative în multe țări. Ori aceste dobânzi mici fac randamentele să fie foarte mici în anumite sectoare, în anumite zone, de exemplu în sistemul bancar. Da? Și atunci lumea și, în general, banii mari și smart money, banii fondurilor de investiții, caută randamente mai mari, care să fie peste aceste dobânzi, peste inflație. Să nu uităm că trăim o perioadă cu inflație la fel, foarte mică. Și atunci investițiile pe piețele financiare și în special pe piețele de capital, pe burse, pe activele așa zis mai riscante, înfloresc în perioada asta și atunci banii acolo se înmulțesc, să spunem. Trecem printr-o criză în acest moment, printr-o dublă criză, sanitară și economică. Ei bine, cum ne influențează aceste piețe de capital? Foarte bine spus. E o dublă criză. A venit pandemia și peste care s-a suprapus nu o criză economică, mai mare sau mai mică în diferite țări sau continente, o criză sanitară care încă nu s-a terminat. Nu suntem teoretic în valul 2, să suntem spunem. Suntem în plină criză. În plină criză sanitară. Criza economică, aici e o întreagă discuție, nu avem timp să o facem astăzi, dar e percepută, să spunem, diferit, în sensul în care, evident, am avut o contracție, o scădere puternică, tocmai din cauza lockdown-ului, din cauza închiderii multor sectoare economice în primăvara anului trecut. Am avut o scădere puternică care s-a reflectat, evident, și pe piețele de capital. O scădere economică care s-a încheiat în trimestrul 2 și am avut o revenire destul de puternică, poate, în anumite zone. E ca și cum scăpăm o minge de tenis din mână și când lovește solul, da, revine foarte puternic sus prima revenire. După aia, în sectorul, în trimestrul 3, în trimestrul 4, acum să vedem, vom veni datele de la trimestrul 4, de la finalul anului trecut și vom vedea în care zone, în care sectoare și în care țări această revenire s-a menținut, s-a consolidat sau în care vedem a doua scădere, un al doilea dip, da? Un al doilea pas în jos. Totuși, perspectivele fiind bune pentru anul ăsta și pentru viitor, în sensul că chiar dacă avem o scădere acum la finalul anului trecut și poate acum să vedem în trimestrul 1, pentru că e o incertitudine în continuare tocmai din cauza pandemiei, după aia perspectivele sunt bune la o revenire și bursele au anticipat asta și dacă o să avem timp o să vorbim. Dar ce s-a întâmplat în 2020? Că practic într-o criză numărul investitorilor scade, ca să înțelegem pe înțelesul nostru, numărul investitorilor scade, da? Și atunci și valoarea produselor scade, nu-i așa? Oamenii nu se mai împrumută, preferă să-și țină banii, nu mai sunt credite. Adică e un cerc vicios în care ne învârtim și din care cum ieșim? Să nu uităm că totuși trăim vremuri unice și asta, pe de o parte, în subiectul ăsta, în ce se întâmplă în economie, pe de altă parte și datorită tehnologiei și digitalizării, poate să vorbim, da, o să mai încolo. Asta. Evident că în criză e nevoie ca statul și
știu eu, băncile centrale au intervenit și să intervină puternic pentru a nu agrava situația asta de care aminteați. Și atunci, ce s-a întâmplat anul trecut? Chiar în martie, băncile centrale au redus foarte puternic dobânzile, le-au dus aproape de zero și au injectat foarte multă lichiditate în sistem, în piață, tocmai pentru ca această criză să nu se resimtă până la nivelul cetățeanului de rând. Statele au venit cu programe și cu stimulente fiscale, da, privind și care iau diferite forme, de la șomaj tehnic, la reduceri de taxe, la amânări de credite și tot așa, de rambursările creditelor. Și atunci toate astea au dus la ca banii să circule și să nu se resimtă așa de mult această criză. Dar e totuși periculos pentru economie să reduci taxele în condițiile în care ai deficit mare și e nevoie să crești veniturile la buget, nu? Adică mergi mereu pe zona de cheltuieli la nesfârșit? Aici e tot așa o discuție amplă. Pe de altă parte, reducerea taxelor și a ajuta economia să respire și să nu moară e un lucru pozitiv, pentru că dacă taxele crește taxele tocmai în momentul ăsta când oamenii nu au bani, ai pur și simplu ai sugumat de tot anumite sectoare și atunci n-ai mai avea, ar fi mult mai rău pe viitor. E important ca banii, rezultați și veniturile, pentru că e nevoie de venituri mai mari și veniturile astea, chiar și cu deficitele care se adâncesc, se măresc anul ăsta, dar e un an special și Uniunea Europeană a lăsat mai liber, nu, marja aia de deficit. Tocmai asta face ca pe viitor, dacă banii sunt investiți cum trebuie, economia să-și revină după aia. Da, o criză economică în termeni reali, după cât timp se resimte în buzunarele noastre? Pentru că vorbim la nivel macro. Depinde numai ce a fost înainte și faptul că s-a intervenit cu stimulente financiare face ca, și fiscale face ca această criză să nu se resimtă extrem de mult. După cum se observă și cifrele care au venit în ultimele luni, nu? Vorbim și de România. Cifrele nu sunt atât de dramatice pe cât s-ar fi așteptat unii analiști la începutul crizei. Tocmai prin intervențiile astea ale statului. Și atunci, dacă banii sunt folosiți cum trebuie și sunt folosiți pentru investiții, atunci cu siguranță va fi mai bine. Acum e o discuție amplă, pentru că la noi e o problemă diferită de multe alte zone din Uniunea Europeană, nu mai vorbesc de țările dezvoltate, noi avem o mare problemă cu deficitele, am avut și înainte, multe dintre guvernele noastre, în loc să folosească veniturile pentru dezvoltare, le-au folosit pentru social, să spunem așa. Practic, veniturile la buget în România se duc aproape în totalitate pe salarii și pensii. Și atunci, pentru dezvoltare, e nevoie de împrumuturi, care se fac cu diferite costuri în diferite perioade. Da, dacă vorbim despre criză economică, automat discutăm și de o criză pe piețele de capital, nu-i așa? E oarecum diferențiată această criză pe piața de capital? Adică se revigorează mai repede, e mai bruscă? Piața de capital în general anticipează crizele și ciclurile economice. Acum depinde de la țară la țară, de la bursă la bursă, da, cât de matură e, cât reprezintă economia, cât se reflectă din economie în piața de capital. Poate fi 30%, 40%, 20%, la noi undeva la 10%, deci nu reflectă pe tea întregul economia. Vă întrerup o clipă pentru că avem bilanțul infectărilor din ultimele 24 de ore. 71 de morți, 1083 de oameni sunt la terapie intensivă, 1987 sunt noi infectări la 7.005 teste. Așadar, creștem ușor, iarăși au scăzut testele, dar făcând proporția e îngrijorător. E o treime aproape, nu? 7.000 de teste, aproape 2.000 de infectări. E îngrijorător. Pe de altă parte, să nu uităm că de când a început criza asta sanitară, pe undeva cifrele oficiale, da, la astea ne raportăm, chit că se spune că sunt mai puține testări ca pe afară,
N-au fost chiar atât de îngrijorătoare pe cât păreau la început, având în vedere sistemul nostru sanitar, care, să recunoaștem, este la pământ. Wouldn't say how much it'll cost or exactly when Canadians can expect to be vaccinated. Remediat mult înainte, poate cu ocazia crizei astea se va face treaba asta, pentru că altfel e grav. Să nu uităm că și înainte de criza asta erau mari probleme la noi în spitale și în sistemul sanitar și cunoaștem foarte multe cazuri când, practic, oameni sănătoși, intrând în spital, au ieșit infectați diverse alte virusuri sau boli. Deci, e o întreagă discuție cu raportările astea și cu cum stăm. Până la urmă, e undeva o medie acolo, suntem în medie. Important e să înceapă foarte bine programul ăsta de vaccinare ca să se mai liniștească puțin. O să vă vaccinați? Teoretic, da. Nu, practic. Practic, da. Când îmi vine rândul, mă voi vaccina. Deși nu prea m-am vaccinat până acum, în ultimii ani, dar acum e nevoie. De ce credeți că lumea este reticentă la vaccinare? Doar pentru că nu avem paleta completă de informații? Asta cu siguranță. Pe de altă parte, cred că e foarte mult reticentă și în mediile online și în mediile de pe rețelele de socializare, unde mulți sunt mai voinici decât alții. E foarte important de unde ne luăm sursele de informare și atunci și încrederea crește în momentul în care accesezi informații de pe site-uri oficiale. Și de multe ori mulți se dau viteș pe în online fiind anonimi, dar în realitate probabil se vor vaccina. Eu și o întreagă discuție, nu știu cum vedeți dumneavoastră, dar eu cred că la un moment dat, destul de repede, va fi obligatorie vaccinarea pentru cei, de exemplu, care vor pleca din țară. Da, va fi un filtru, sigur. Vor pleca din țară. Românii pleacă foarte mult din țară în vacanțe, da? Și cu siguranță, la un moment dat, diverse țări vor cere ca turiștii să fie vaccinați. Și atunci mulți se vor vaccina chiar și vrând să iasă din țară. Probabil că și la noi vor fi în Horeca și în sectoarele astea cei care vor dori să facă turism și divertisment, la un moment dat vor trebui să-i vaccineze. Deci, până la urmă, lumea se va vaccina. Se vorbește că a fost foarte scurt timpul în care s-a obținut acest vaccin, da? 6 luni, 9 luni. La care totuși luni se lucrează de ceva vreme. Adică nu a apărut peste noapte. Sunt cercetări care s-au derulat de-a lungul unor ani. Exact. Nu s-a întâmplat. A început cercetarea de câteva luni și s-a obținut vaccinul. Să nu uităm totuși că suntem în anul 2020-2021. Nu putem să comparăm cu ce a fost acum 10, 20, 30, 50 de ani. S-au făcut progrese enorme și nu mai e nevoie de 30 de ani pentru a obține un vaccin perfect valabil. Eu nu sunt de meserie, dar așa gândesc și bănuiesc că văzând, totuși nu e vorba doar de, nu e vorba de un vaccin făcut la noi, testat la noi, pentru că noi avem tot timpul teoria conspirației aici, s-au întâmplat în decursul timpului tot felul de lucruri, da? Care va fi foarte interesant când va intra și vaccinul de la Moderna, pentru că alegerea va ține de latitudinea medicilor. Adică nu te duci și spui că vrei de la Pfizer sau de la Moderna. Medicul este cel care va alege și probabil că în acel moment se va crea o altă discuție și dispută. Probabil și să nu uităm că mai e și AstraZeneca, da? Oxford, care e un vaccin care probabil și ăla va veni în cantități mari. Și la un moment dat, pe de altă parte, diferențele sunt minore, nu între aceste vaccinuri. Adică nu cred că sunt diferențe atât de mari. Și ca să-mi termin ideea, deci efecte adverse nu s-au văzut. Și faptul că noi aici suntem mai circumspecți, dar pe afară se vor vaccina zeci și sute de milioane de oameni, e clar că vaccinurile sunt bune și acolo nu obțineau autorizarea. Marea Britanie vaccinează 200 de mii pe zi. 200 de mii de oameni pe zi. Da, pentru că ei s-au pregătit în sensul ăsta, au și vaccin acolo, da, la fața locului e producător, dar o să ajungem și noi la cifre de-astea mai mari. La noi, ca întotdeauna, se începe mai greu, se merge cu pași mărunți. Ideea este că, până la urmă, să se vaccineze cât mai mulți ca să reușim să revenim la o viață cât de cât normală. Atenție, normalul de acum 2 ani, din 2019, nu cred că va mai fi vreodată și în sensul în care evoluăm, iată, și se schimbă totul, apropo și de tehnologie.
Probabil se vor mai schimba lucrurile. Imunitatea de turmă, cum se numește ea, ar trebui să atingă un procent de 60%. Iar noi deja spunem că vor fi vaccinați în jur de 1,3 milioane de oameni prin aprilie. Și atunci mă întreb cât va dura până vom atinge pragul de 60% din populația României care va fi vaccinată. Acum depinde dacă se păstrează ritmul ăsta, ritmul vaccinării. Să sperăm că nu. Exact, ritmul vaccinării cu siguranță va crește. Și atunci și, nu știu dacă exponențial sau în ce progresie va crește, dar și populația se va fi vaccinată în număr cât mai mare. Dar oricum, începutul e mai greu. Important e să se vaccineze, nu faza 1, cei medici și cei care lucrează, faza 2 și după aia, totuși în aprilie vor fi 3 luni, da? De la care s-a început și să sperăm că vor fi mult mai mulți de 1,3 milioane. Oricum, probabil 30% nu se vor vaccina. Acum se va face și un recensământ, că niciodată nu știm cât suntem până la urmă. Se va vaccina lumea și vom ajunge și la acel 60%. Cum s-a stat până acum, se vor mai sta câteva luni, dar cei care vor dori să umble, să circule, cei care vor dori să iasă, cu siguranță vor fi obligați să se vaccineze. Deci, teoria asta că mulți nu se vaccinează, eu cred că încă o dată nu e chiar așa și foarte mulți nici n-au înțeles foarte bine, pentru că am văzut și ce se răspândește, da, și pe la televiziuni și pe la asta. Exemplele unor lideri mondiali cred că sunt suficient de convingătoare cât să-ți schimbe opinia. Și va veni și rândul politicienilor să se vaccineze acum și probabil că lumea va fi și mult mai informată. Te vei vaccina la medicul de familie care îți va explica foarte clar, se va vedea că nu are reacții adverse și atunci lumea nici nu a fost foarte bine informată și mi se par astea cam tehnice ce se explică așa. Ar trebui mult mai simplu. E simplu să explici ce înseamnă un vaccin și ce înseamnă COVID. Și ați văzut că cei care au fost vocali anti-COVID sunt cei care au ajuns în situații grave. Dar pandemia, cu toate consecințele ei, cum i-a prins pe români? Cu bani în buzunar, în conturi sau cu buzunarele goale? Buzunarele goale nu prea i-a prins. Acum depinde, că la noi se vorbește că la noi e o diferență între categorii. Și într-adevăr, există cei cu venituri foarte mici și mulți pensionari. Da, și aici sunt diferențe, că vorbim și de niște pensii absolut enorme. În general, și faptul că guvernul a plătit niște salarii de șomaj, a plătit șomaj tehnic, făcut ca românii totuși să nu fie foarte afectați. Să nu uităm că la noi salariul a crescut în continuu în ultimii ani. Și cel puțin acum câțiva ani, ultimul guvern, penultimul să spunem, a mărit salariile cel puțin angajaților la stat, da, foarte mult. Deja e o anormalitate la noi în sensul în care salariile în mediul privat sunt mult mai mici decât cele din... Cred că de 30 de ani, indiferent de culoarea politică, toate guvernele au mers pe acest gen de reforme, măriri de salarii la bugetari și impozite și taxe pe mediul privat. Împovărăm mediul privat și relaxăm cumva zona bugetarilor, care e o masă importantă de voturi. Și atunci trebuie să avem grijă. Trebuie să avem grijă. Din păcate, iată că politicienii se gândesc în primul rând la ei și la voturi și mai puțin la dezvoltarea țării. Și ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani ne arată că am fost pe o direcție un pic greșită. Dacă adică nu e un mai alt mor. Gen de socialism. Că și Polonia a mers tot pe reforme doar graduale, cum încercăm și noi, pe etape, numai că acolo a existat coerența, a existat consecvență. La noi sunt doi pași, apoi ne întoarcem în punctul din care am pornit. Da, dar e o mare diferență între noi și polonezi, pentru că în anii 90 polonezii au făcut o reformă totală, da? Și un fel de terapie de șoc.
și au pus țara pe o anumită direcție. Noi am mers pe altă direcție și atunci direcțiile astea e ca și cum ai merge pe o cale ferată, noi mergem pe alta și ne distanțăm din ce în ce mai mult de calea care trebuie și atunci revenirea la calea corectă e din ce în ce mai grea. Și de aici și trebuie o restructurare a economiei românești. Nu e posibil ca toate veniturile să le dai pe pensii și salarii. Pentru că pentru dezvoltare trebuie foarte mulți bani, nu s-a făcut. Suntem o societate de consum, politicienii au mers pe ideea asta, au crescut salariile, au venit mai multe taxe, mai multe venituri, dar nu e bine pentru că nu ne-am dezvoltat. Și costurile vor fi din ce în ce mai mari, s-au văzut în împrumuturi, cu dobânzi din ce în ce mai mari. Apropo de deficite, de deficitele gemene, aici e o întreagă discuție și până la urmă trebuie un guvern să facă o restructurare. Evident că va avea costuri politice. Cu ce ar trebui să înceapă? Păi, pur și simplu cu... Pentru că avem o competitivitate scăzută, avem evaziune fiscală în toate domeniile. Vorbeam la un moment dat în jurnal cu profesorul Mircea Coșa, care spunea despre proiectul pilot pe care îl are ministrul economiei Năsui de a include agricultura în zona asta de impozit zero pe salariul minim în agricultură, unde există o evaziune fiscală generalizată. Cum se poate stopa? Păi, în primul rând... Adică acest impozit zero ar fi o soluție, poate pe termen scurt, nu pe termen lung? E o soluție, poate și pe termen mai lung. Calculele trebuie să le facă specialiștii, nu? Și când e foarte simplu la calcule, plus cu minus trebuie să-ți dea, adică tu trebuie totdeauna să n-ai cheltuielile mai mari decât veniturile. Dar nu e singura până la urmă, soluție. Politicul soluție. Dictează. Ne gândim că avem economiști, avem finanțiști foarte buni. De ce nu reușesc măcar pe zona lor de competitivitate, să se impună? Pentru că, încă o dată, clasa politică din ultimii 30 de ani are alte, să spunem așa, priorități. Nu are, n-a avut până acum prioritatea de a dezvolta țara asta cu costul de a pierde următoarele alegeri. Dar măcar faci ceva care trebuie un pact național. Ideea e că, apropo de măsura asta, sunt măsuri aici colo, dar măsurile importante trebuie o restructurare a administrației, a sectorului de stat. Vorbind de productivitate, da? La noi nu s-a făcut, n-a intrat tehnologia în asta, digitalizarea. Iată ce s-a întâmplat și cu criza asta sanitară, da? Cu pandemia, a făcut ca digitalizarea să intre forțat mult mai repede în multe sectoare în lumea asta. Și spun mulți specialiști că am avansat cu 2-3, unii chiar spun cu 5 ani înainte, mai repede decât era planificat, tocmai pentru că am fost forțați. Ori la noi încă nu avem digitalizarea în sistem, în foarte multe sectoare. Ar fi foarte simplu să faci o restructurare a administrațiilor. Ar fi și, apropo de evaziune fiscală, da? Ar fi și o colectare mai bună și... E foarte simplu, pentru că ori păstrezi toți oamenii într-un birou și le dai salarii mai mici sau rămâi cu același salariu, ori dacă vrei creștere de salarii, atunci rămân 2-3 din 5 cu salarii crescute. E vorba și de productivitatea muncii. Aici nu vedem. Și problema e pentru generațiile care vin, pentru că împrumuturile astea vor fi achitate la un moment dat de cei tineri, de generațiile care vin. Da, e clar că sunt de fiecare dată multe alte priorități. Iată, ANAF-ul, cred că știți, are acces începând de astăzi la conturile din bănci ale noastre și ale firmelor. Sunt vizate aici și criptomonedele. Bitcoinul, care a luat amploare așa în ultima perioadă, cât de afectat va fi? Există rulaje care frizează evaziunea când vorbim despre Bitcoin? Nu. Despre Bitcoin, una este cei care îl minează sau care îl cumpără și îl dețin. Acolo se face și confuzie între tehnologia blockchain, care e o tehnologie foarte bună a viitorului și care e implementată din ce în ce mai mult, chiar și în sistemul bancar, și criptomonede, criptovalute, cea mai reprezentativă Bitcoin, care se tranzacționează, se speculează.
și poți să speculezi cu un cont de tranzacționare foarte mic, adică nu e neapărat nevoie să deții un bitcoin, poți să speculezi ca orice alt instrument, diferența de preț. Deci, până la urmă, trebuie reglementate, s-a tot vorbit și la nivelul Băncii Centrale Europene și la nivelul Uniunii Europene că o să reglementeze. Până nu se va reglementa foarte clar, e clar că se poate impozita sectorul ca orice alte venituri din tranzacțiile făcute pe piețele de capital. Dar una sunt impozitele astea, impozitele, și alta e deținerea de bitcoin. Sau să nu uităm totuși că, apropo de pandemie, foarte multă lume care a rămas totuși, da, cu bani, stând și acasă foarte mult, s-au deschis foarte multe conturi de retail, de tranzacționare, și foarte mulți au investit pe piețele financiare. Și atunci, de-aia, avem și aceste evoluții spectaculoase. Iată, pentru că mulți văd în bitcoin un refugiu contra inflației care cumva va veni, trebuie să vină, apropo de sumele astea imense de bani. Deocamdată, inflația asta se va vedea în activele financiare, nici de cum în consum. Iată, vin cifre lunar din țările europene și inflația este minimă. Apropo și de România, avem o inflație 2,5%. De când n-am mai văzut noi inflație la noi, când vorbeam, eram campionii Uniunii Europene în ultimii 5 ani, cu 3, 4, 5%. Deci, până la urmă, s-au deschis foarte multe conturi, se speculează foarte mult și, evident, avem variații și în sectorul ăsta, ca și pe piețele de capital. Și putem să vorbim și de evoluții spectaculoase, că n-am apucat să vorbim, rămăsesem cu ideea la evoluția burselor care anticipează criza economică. Dar chiar asta vreau să vă întreb, dacă în acest moment cei care au, e bine să-și investească niște economii în bursă, cât de rentabil este? Atâta timp cât randamentul unei investiții este mai mare decât cel de unde iei banii ca să investești în bursă, înseamnă că e rentabil. Dacă randamentul e mai mic, înseamnă că nu e rentabil. Acum depinde ce calcule îți faci, cu ce sumă și pe ce perioadă, și în funcție și de apetitul tău la risc. Pentru că dacă ai un apetit la risc mai mare, poți investi în piețele de capital, în acțiuni, de exemplu. Dacă ai un apetit la risc foarte mic, ești mai conservator. Dacă vrei să ai un randament mai mare decât dobânzile bancare, poți investi, iată, în titluri de stat. Și statul român s-a împrumutat foarte mult la cetățeni, un lucru extrem de pozitiv. Trebuia făcut mult mai demult și iată că actualul prim-ministru, fost ministru de finanțe, va merge pe ideea asta, pentru că s-au cumpărat de 500 de milioane de euro titluri de stat în noiembrie, ceea ce este extraordinar. De ce să nu se împrumute statul nostru la cetățeni? Și cetățenii pot investi în titluri de stat atât cu listate cât și nelistate. Cele listate având avantajul că poți să ieși din ele în orice moment, vânzându-le pe bursă. Apropo, din noiembrie până astăzi, titlurile din Fidelis, da, care au fost listate, au un câștig de 0,7% cele pe un an, dacă nu mă înșel, și 3,7% cele pe 3 ani sau 4 ani, cât e. Plus dobânda la zi, da? Deci și fără comisioane. Deci, iată, e mult mai avantajos să investești în titluri de stat listate decât cele nelistate. Tezaurul, care și ele îți aduc o dobândă peste dobânda pieței. A fost săptămâna trecută o creștere semnificativă la Bursa de Valori București a tranzacțiilor de acțiuni. Aproape 220% citeam. Cum s-a ajuns aici? Cum a fost 2020 până în acest punct? Iată, 2021 a început bine. A început bine pentru că, încă o dată, sunt mai mulți cei care investesc pe bursă. Să nu uităm, un alt argument sunt aceste titluri de stat care se tranzacționează și care aduc volume mărite. Și a fost un an mai bun pentru că la noi foarte puțină lume a investit în ultimii ani pe bursă și era o lichiditate foarte mică. Și atunci orice creștere e clar poate fi din ce în ce mai mare și se poate dubla, tripla în anii viitori, pentru că, să nu uităm, în septembrie statutul bursei de la noi s-a upgradat în sensul că în indicii FTSE Russell am ajuns cu piața două emergentă, companii. Da. Da, piața emergentă. E diferență mare între cum era în piața de frontieră?
Și acum piața e emergentă? O, că ești într-o clasă superioară, evident că și valoarea acțiunilor probabil că e alta. Apar pe radarele unor fonduri de investiții mai mari care nu puteau investi în piețe de frontieră, ci investesc în piețe emergente. N-a fost o creștere, adică nu se schimbă totul și am văzut niște comparații ușor exagerate, dar pentru că sunt doar două titluri care vor fi în indicii generali globale ai FTSE Russell și cu proporții foarte mici, de 0,04%, dar e un pas, apar pe radarele unor fonduri mult mai mari. Scopul este să mergem și la MSCI, să devenim acolo piață emergentă, pentru că acolo sunt fonduri și mai mari și evident că un procent mic dintr-un fond foarte mare e mai mult decât un procent mai mare, să spunem, dintr-un fond mai mic, plus că ești la alt nivel și sunt alte pretenții acolo și e o piață care face un pas spre piețele mature, unde vrem să ajungem, să sperăm la un moment dat. Da, noi vorbim acum despre piețe de capital, dar în țară se anunță mari proteste, oamenii sunt nemulțumiți, sunt legi de care nu se mai ține cont, pensionarii așteaptă bani, profesorii așteaptă, medicii, nu se mai întâmplă nimic aici. Toți așteaptă bani, că evident, așa e omul, nu? Toți vrem bani mai mulți. Acum, important e să îi și meriți și să fie recompensat să fie o creștere conform cu creșterea economică, nu? Și cu rata inflației. Așa e normal. Piețe financiare, bun găsit! Bun găsit, Nicoleta, bun găsit, doamnelor și domnilor. Vorbeam aici cu invitatul meu, Cătălin Chivu, despre cum se mișcă țara înainte de aprobarea bugetului. Se pregătesc proteste de amploare. Domnule Chivu, cum vedeți înghețarea salariilor? Oamenii cer pe bună dreptate bani, măriri. Există acești bani? Teoretic ar exista dacă ne-am împrumutat, nu? Că vorbeam noi mai devreme, în necazul țării ăsteia și guvernelor, că ce au făcut până acum s-a ajuns în situația în care majoritatea veniturilor sunt date pe pensii și salarii și nu sunt bani pentru investiții care ar duce țara asta mai departe și ar crea noi locuri de muncă, ar crea și salarii mai mari și o dezvoltare pe baze sănătoase. Și atunci e nevoie de împrumuturi care au diferite costuri. Evident că lumea vrea bani mai mulți și teoretic ar trebui crescute salariile în funcție de creșterea economică și în funcție de rata inflației, da, corelate cu rata inflației. Vorbeam noi că inflația este mai mică acum ca în trecut, dar important e ca banii ăștia să vină de undeva și să vină pe merit, în sensul să avem o productivitate a muncii care să răsplătească în funcție de asta salariație. Ori la noi este un dezechilibru și avem o economie care trebuie cumva restructurată, un aparat greoi de stat și administrație. E greu să explici oamenilor că nu ai bani. Când văd că există bani pentru multe alte lucruri, pentru alt gen de investiții, când ajungem la salarizare, se oprește discuția. Totuși, dacă nu există creștere economică, aceste măriri de salarii, de unde ar putea să vină? Doar din împrumuturile externe? Păi, sau din alte părți, tai din altă parte și dai. Evident că dacă nu ai creștere economică, e foarte greu să mărești salariile pe ce? Pe o pierdere. Deci, noi nici nu avem o cultură economică și o cunoștință în domeniu pentru marea masă, cunoștințe basic, de bază, care să facă oamenii să înțeleagă. Ideea este că trebuie o restructurare și restructurarea asta a sistemului de stat și administrație se poate face și prin digitalizare. Iată, sunt într-o epoca digitalizării, o epocă în care tehnologia ia un avans extraordinar în fiecare zi, în toate domeniile și atunci cu asemenea, cu introducerea digitalizării, eu spun că și colectarea ar fi mai bună și s-ar putea face niște restructurări care să țină cont de ce am spus până acum și cu, evident, cei care vor produce vor fi recompensați. Evident că măririle dinainte, din ultimii ani, au fost atât de mari și, pe bună dreptate, poate au ținut pasul cu creșterea economică, dar încă o dată făcută pe o societate, pe o economie de consum, evident că oamenii s-au obișnuit
și pe ei s-au obișnuit cu aceste creșteri și evident că doresc creștere în continuare. Dar să nu uităm că sunt sectoare întregi care câștigă foarte mult. Totuși sunt niște mări salariale legiferate. Iată, personalul didactic ar fi trebuit să primească o majorare a salariilor pentru a ajunge la nivelul stabilit prin legea salarizării din 2017. O majorare care s-a tot amânat. Guvernul Orban a amânat-o pentru 1 septembrie 2021. Lumea s-a cam săturat de amânări când se ajunge la banul din buzunar. Acum avem și o altă majoritate politică și aceste creșteri de salarii au fost votate de alți politicieni, să spunem. Și totul s-a făcut pentru atragerea exact de voturi. Despre asta vorbeam, despre reformele noastre care sunt graduale, dar se întorc în punctul de plecare, în momentul în care se schimbă culoarea politică. Nicoleta, noi continuăm aici discuția, înapoi pasa la tine. Mulțumesc mult, Dana. Urmează, doamnelor, domnilor? Da, e foarte greu, spuneam, să explici oamenilor că banii s-au terminat în momentul în care ție trebuie să-ți mărească salariul. Legile alea au fost pensii votate... Pensii cu 40%, pensionarii așteaptă acești bani. Da, numai că acele legi au fost votate fără o bază economică solidă. Și atunci e evident că oamenii așteaptă, că e foarte simplu să aștepte, pentru că, încă o dată, a fost o mare greșeală politică și a guvernelor de până acum, în ultimii ani, și eu rămân la aceeași părere că până nu va reuși o forță politică, o coaliție, un guvern să restructureze această economie, vom avea mereu aceste probleme, pentru că se vor lua bani, se vor muta dintr-o parte în alta, se vor face împrumuturi, dar important este ca creșterea economică să fie pe baze solide. Dar crezi că vom avea un blocaj de sistem în acest moment? Pentru că sindicatele din aproape toate ramurile au lansat deja calendare ale protestelor. Sanitasul, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, BNS-ul, Alfa, aproape toate, sindicatele polițiștilor, și sunt vreo 4, au făcut front comun, toate sindicatele, unde se va ajunge, ce se va întâmpla. Sunt ultimatumuri date, s-a trecut de faza discuțiilor, nimeni nu mai așteaptă mare lucru de la guvern și de la parlament. Trec direct la proteste. Și mă întorc la întrebare, vom avea o criză de sistem? Poate că la un moment dat restructurile astea e bine să se facă sau dacă nu s-au făcut când trebuia, se pot face în crize. Și crizele sunt bune pentru a restructura și a schimba ceva. Iată, a venit criza asta medicală și criza economică. Poate e momentul să restructureze acest guvern, având majoritate, să facă acest, să taie în carne vie, să spunem. Evident vine vântul că, așa din spate și poate că îi mișcă mai repede. Evident că cu ce costuri politice asta va fi clar, dar să vedem, se poate ajunge la greve, evident că vor fi proteste, pentru că oamenii au fost obișnuiți într-un fel și atunci e greu să-i dezobișnuiești. Să nu uităm că totuși sunt sectoare și ramuri de activitate unde chiar e nevoie sau unde chiar se muncește și iată, apropo de sectorul sanitar, nu? Ce eforturi s-au făcut în perioada asta se vor face. Cu polițiștii rămâne de văzut, pentru că sunt foarte mulți polițiști. Întrebarea e de ce sunt așa mulți și ce fac ei. Că, până dacă la urmă, nu se va ajunge la o soluție, va fi periculos, pentru că au anunțat deja că nu vor mai da amenzi, doar avertismente. Adică ceva decorativ. Până la urmă, cei care au fost votați să conducă, ei trebuie să rezolve probleme. Nu, și de-aia sunt acolo să se gândească la binele țării și nu la binele lor. Și atunci ei vor găsi soluții. Până la urmă, e treaba lor să rezolve asta și, evident, să asculte de analiștii economici. Iar sindicatele ar trebui, că și acolo sunt reprezentanți de seamă care au cunoștințe economice, ar trebui să le explice totuși oamenilor ce se poate face și ce nu se poate face și cu ce costuri. Pentru că la un moment dat putem merge pe aceeași rețetă ca până acum, dar nu va fi foarte bine deloc. Pentru că să nu uităm, dacă aceste deficite vor continua să crească, la un moment dat se va vedea în cursul de schimb. La un moment dat se va vedea în alte
în viața de zi cu zi și în salarii. Și discutatul robor, nu care ne influențează direct ratele. Chiar dacă va fi un salariu mărit, s-ar putea, sper să ne ajungem acolo, încât o pâine să coste mai mult, să iei mai puține pâini cu acel salariu mărit decât cu salariul dinainte. E inevitabil că se poate ajunge acolo. Deci trebuie o mare atenție, o prudență și eu zic că totuși loc de dialog există. Loc de dialog există și banii există. Banii se vor găsi, dar important e ca banii ăia să fie investiți și dați unde trebuie. Nu ca până acum aruncați pur și simplu doar pe motiv electoral. E foarte clar că în criză, revenind la burse, bursele reacționează emoțional, nu-i așa? Și atunci, întrebarea este legată, pentru că vorbeam ceva mai devreme despre digitalizare. În toată această perioadă, 2020, cum ați perceput digitalizarea în acest domeniu? V-a ajutat? În domeniul piețelor de capital, ele oricum sunt digitalizate, s-au făcut pași. Interacțiunea, comunicarea, monitorizarea au mers așa cum trebuie? Chiar dinainte, adică piețele de capital sunt la un nivel al digitalizării cu mult înainte altor sectoare. Și acolo totul se face, să nu uităm că în momentul ăsta noi ne putem deschide un cont de tranzacționare, apropo de, glumeam aici cu Bitcoin și cu asta, ne putem deschide acum, în timpul emisiunii, un cont de tranzacționare, alimenta contul și tranzacționa niște Bitcoin. Deci, cu salariul minim. Cu salariul minim. Că tot va fi impozit zero. Acum depinde, că în mediul privat, iată, vorbeam noi și poate și acolo e nevoie de creșteri de salarii, nu? Pentru că mediul privat a fost văduvit întotdeauna și tăierile au fost acolo și iată, antreprenorii se adaptează. Criza i-a lovit pe foarte mulți. Cât de mult a suferit cei din mediul de stat privat? N-au avut salarii tăiate, au avut în continuare. Deci, iată, mediul privat nu protestează. Cât de mult a suferit din punctul acesta de vedere mediul privat protestează. Apropo de măririle salariale din zona bugetară. De ce nu protestează mediul privat, de exemplu, care au salarii mult mai mici ca cei mulți dintre cei care protestează? E o întrebare. Pentru că e mai simplu să protestezi în fața guvernului sau a parlamentului decât în fața patronatului. Deși o lege concepută prost și aplicată la fel de prost are cu siguranță efecte asupra mediului privat și implicit asupra ta ca angajat în mediul privat. Dar e mai greu să te întorci împotriva patronului decât împotriva statului. Da, iată, sunt în mediul privat salarii mai mici cu procente bune sau mult mai mici. Ei, dacă cei care protestează nu le convin, celor care protestează nu le convin salariile mari pe care le au, raportat la productivitatea muncii și la munca pe care o fac. Nu îi generalizăm, dar sunt mulți care câștigă să recunoaște mai mult decât ar merita. De ce nu să fie angajați alții? Cred că tocmai aici este problema. Nu e vorba neapărat de o creștere în termeni reale a salariului, cât despre diferențierile între categoriile de bugetari, despre discriminările care există în cadrul aceluiași domeniu. Chiar era un exemplu, un sindicalist din sănătate vorbea despre un salariu al unui gestionar de la magazia spitalului în comparație cu salariul unei infirmiere. Da? Infirmiera avea cu mult sub salariul gestionarului și cumva se creează în funcție de criteriile după care se calculează coeficienți, indicatorii, se ajunge la salarii diferențiate care creează discriminări. Asta și oamenii sunt revoltați inclusiv din această cauză. Asta e o problemă chiar mai mare decât diferențierile între sectoare, nu? Deci și asta dovedește încă o dată ce am spus, că s-a făcut prost mult înainte și trebuie restructurat, schimbat și pus pe baze corecte. Asta spun. E nevoie de un sacrificiu al tuturor și de a restructura economia asta, pentru că, iată, exemplul pe care l-ați dat e elocvent, nu e admisibil așa ceva. Dar cum ar arăta o politică fiscală coerentă? Asta e greu de spus. E o utopie? Asta, eu nu sunt un specialist, dar să nu uităm că codul fiscal se schimbă în fiecare zi. Au fost
500, 600 sau ceva de genul ăsta de schimbări anul trecut. Ori unele sunt obligatorii, am înțeles de la specialiști, dar nu așa să schimbi fiecare. Deci și asta dovedește că nu e ceva făcut cum trebuie și poate, poate de multe ori politicienii s-au gândit în primul rând la ei și multe din codul fiscal au venit și, să nu spunem cu dedicație, dar au fost interese mari, nu, să se întâmple anumite. Și poate s-a ajuns la, iată, la anomaliile de care vorbeați. Suntem la început de 2021, pandemia vine după noi. Cum va arăta acest an din punctul dumneavoastră de vedere? Din punct de vedere economic, să spunem, eu zic că va arăta poate mai bine sau ar trebui să arate mai bine ca ce a fost în anul trecut. N-a fost un an dezastros, totuși, să nu uităm că lumea și-a păstrat multe din venituri. E vorba de sectoarele cele mai afectate, care și acolo și salariați, și antreprenori, și toți suferă și acolo e nevoie de foarte multe și statul să ajute acele întreprinderi și mediul privat care vor dezvolta sectorul ăsta. Nu cred că va mai fi ca înainte, dar eu sunt de un optimism moderat. Mă gândesc că totuși noi avem de recuperat ca țară, întotdeauna suntem la coada Uniunii Europene și e loc de recuperat, deci perspectivele sunt mai favorabile. O să rămânem o societate de consum? Inevitabil vom rămâne o societate de consum. Până nu vom produce mai mult decât consumăm, asta va fi. E greu să schimbăm totul. Dacă noi, iată, în loc să ne gândim să facem un plan și să începem să-l aplicăm, noi deja acum protestăm pentru salarii mai mari. Deci va fi dificil pentru guvernul ăsta, dar de-aia sunt acolo, nu? Să ia măsurile care se impun. Dacă nu vor veni alții, dacă nu se va promite iarăși, vom vedea generațiile următoare ce vor avea de făcut. Da, e clar că viitorul ne va spune. Domnule Cătălin Chivu, vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Doamnelor, domnilor, ne oprim aici. România în realitate, cu drumul banilor. Eu sunt Dana Maxim, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!